Vom vorbi acum despre producerea de sol sintetic pentru vegetație care să crească pe acoperiș. Într-adevăr, compania japoneză Suntory a anunțat producerea unui sol sintetic care cântărește de 2 ori mai puțin decât solul natural, cu ajutorul căruia mai multe clădiri vor putea planta vegetație pe acoperiș și pe ziduri, cu scopul de a reduce temperatura clădirii și de a ajuta orașele să devină mai verzi, spune Physics.org, și știrea a fost preluată și adaptată de noi pentru știința.info. Orașele moderne au tot mai puține spații verzi și, drept urmare, temperatura în orașe este cu câteva grade mai ridicată, aerul este mai poluat și conține mai mult dioxid de carbon decât dacă ar exista mai multe spații verzi. Dioxidul de carbon din atmosferă contribuie astfel la încălzirea întregii planete, ceea ce numim încălzire globală. Guvernul Japoniei s-a gândit la o strategie și a propus o lege prin care noile clădiri trebuie să permită plantarea de vegetație pe acoperișuri și, dacă se poate, pe ziduri. Dar cum în Japonia clădirile trebuie să fie foarte rezistente la cutremure majore, există o limită la cât sol se poate pune pe acoperișuri pentru a permite vegetației să crească. Pentru unele clădiri, pământul obișnuit este prea greu pentru a putea fi depus pe acoperiș în siguranță. Și aici își face apariția companiei Suntory, companie care este familiară cititorilor și ascultătorilor de la știință.info și prin faptul că este cea care a produs trandafirul de un albastru pur prin inginerie sintetică genetică. Suntory a produs un material sintetic numit PAC-FAL, asemănător unui burete, care joacă rol de sol, de pământ. Vegetația poate crește în acest material, care cântărește mai puțin de jumătate față de cât ar cântări solul propriu-zis. Drept urmare, temperatura acoperișului estimată să scadă cu 10 grade Celsius pe o zi însorită de vară. Astfel, mai multe clădiri vor putea crește vegetație pe acoperiș și pe ziduri și omenirea va face un pas în plus împotriva încălzirii globale și a poluării, iar orașele vor deveni mai primitoare.